Dom'le, cel mai cocoloșit, cel mai practic bogat telespectator din lume este telespectatorul TVR. Are vreo 10.000 audiență și ia 170 de milioane buget de euro, pagubă. Deci tu îți dai seama da, că dacă ai dat 50 de euro unuia să lase deschis pe TVR, ar urca audiența la cer și te-ar costa mai puțin pe tine stat român? Așa putem vorbi despre multe lucruri care sunt ineficiente în multe domenii. Și e sub minimax, tiritax, e sub canal de genul ăsta. Da, bun, acum, televiziuni publice există peste tot, exact pentru că ele ar trebui să fie televiziune care să deservească interesul public. Asta nu se întâmplă la TV. TVR e altă poveste. Adică interesul public ce înseamnă? Eu n-am nevoie numai de televiziuni comerciale pentru că ele au un public comercial, ceea ce înseamnă că nu am interes public. Da? Prin definiție, nu-și permite o televiziune să facă interes public decât dacă o obligi prin lege până anumite, pentru că baia trebuie să scoată bani, nu face acum educație, nu face alte lucruri. Sau forme de nișe. Repet, astea sunt discuții în lume legate de cine deservește populația și cât de democratică e o societate. Problema este că televiziunea română a devenit o televiziune publică sub acoperire. Pentru că dacă merg la BBC, iată, BBC-ul produce filme, face, bă, dar n-are publicitate deloc. Da? Atenție! Deci ea nu e comercială. De-aia, atenție, fac și documentare. A, sigur, nu înseamnă că nu au audiență. Chiar au audiență de rup, documentare de la BBC. Că-s bine făcute. La noi se întâmplă următoarea chestiune. Deci, unu, am tot fel de sisteme de promovare exact ca la cele comerciale. Hainele sunt ale nu știu cu, etc. Deci la televiziunea publică. Fac emisiuni de tip comercial, prin definiție, am cumpărat formate pentru asta, pe bani mulți, asta e altă mâncare de veșe, trei, fac publicitate. Atenție, inițial se spuseseră că, domne, dar nu au voie să întrerupe emisiuni, s-a schimbat și chestia asta, adică, până la urmă, acum e strict comercială. Atenție, însă, diferența este că primesc bani de la buget. Bineînțeles, deci, de-a Dumnezeu Dragnea Sănătate că a scos taxa Radio TV, ca era altă sursă de venit, care n-avea nicio logică, fie vorba între noi. Din punctul ăsta de vedere, sigur că dacă iei în calcul eficiența, eu nu iau eficiența economică doar, eu și eficiența socială, culturală, care înseamnă, atenție, nu doar că e emisiuni culturale care nu se uită nimeni, ci emisiuni la care trebuie să existe public. Ăsta e sensul. Adică deservesc interesul public dacă există și consumatori. Adică nu am o emisiune foarte interesantă, drăguță, 400 de oameni. Da, atunci zic care e valoarea, repet, eu înțeleg, pot să fac emisiuni pentru minorități, pentru, mă rog, care sunt, clar, nu sunt în zona comercială. Sau oameni mai sărați, care sigur nu prea faci publicitate la ea, că n-au bani. Adică înțeleg dimensiunea. Programe legate de istorie, de cultură, de ce vrem noi. Dar trebuie să aibă audiență. Adică trebuie să fie totuși un public care consumă. Iată că nu. Mă gândeam la... Păi da, dacă vrei să emiți cu televiziunea comercială fără să poți avea aturile televiziunii comerciale, ai și într-o zonă de genul ăsta. Mă gândeam pe timpul lui Ceaușescu, mă rog, apăruse și după aia, noi știam așa din zvonul, din bârfe și înainte, că avea un proiecționist, un fel de cinema privat acolo. Bă, până la urmă am și văzut, nu era cine știe ce, câteva fotolii acolo într-o cameră la subsol, unde îi se proiectau filme, mă rog, ca să nu meargă la cinema, să-i scui pe semințe în cap de la balcon. Mă rog. Și mă gândeam, bă, ce îți dai seama, un om, nu, ia salariu să-i prezinte două filme pe săptămână, trei, când s-o uita ce au și le aduce acasă. Practic, asta se întâmplă cu aia 10.000 de telespectatori ai TVR-ului, ca buget așa, adică au pur și simplu un... Dar știi că erau la bugetul ăsta, efortul financiar pentru cei 10.000, nu știu, sunt extrem de răsfățați oamenii. Da,